dacă cineva s-ar apuca să trăiască viața asta, ar risca mult. De exemplu, altercațiile între în Israel, în vezi, pus cu știrile la acolo, întrag pătule pe cap aici și sufru. Deci până când începe ca începe ca să simt căldura aia. Și atunci societatea a evoluat mult în rău. Adică... Prima dată am vrut să-ți luăm telefon de la șmecher, dar ai zis tu că nu vrei. Nu, păi dar eu și așa nu știu să lucrez pe el. Păi ce, eu stau ca să mă uit pe Facebook, pe... Păi ia că puneți-le aceea jos, că după aceea le mut eu acolo în plasă de acolo, așa, și le aranjez eu. De când îl cunoașteți pe Laurențiu? De 11 ani. De 11 ani? Da. Și de 11 ani el stă aici? Da. Deci unde l-am filmat numai noi? Aici, numai aici. Uitați, filmați acolo și eu aceea l-am prins, aceea l-am găsit, aceea. Deci confirmați povestea lui Laurențiu. Da, da. A mai avut situații în care oamenii spuneau că este o poveste regizată, că el nu stă aici, că nu are cum să stea aici. Când stă, el nu-i statornic în același loc, deci că nu are unde să stea, deci practic... Un am înțeles. Dar aici îl găsim și când plouă, și când ninge. Da? Da. Da? Da. Asta, da. Și cum credeți că rezistă el să stea aici? Nu pot nici eu să-mi dau seama. L-am avut cu mine la stână și stă că stă și pe nu pleacă. Am înțeles. Și deci a prins și iarna aici. El aceea stă și iarnă și vară și tot timpul. Doar am înțeles. Filmați că-s doar să vede. Da, deci aici stă tot timpul. Tot timpul, da, da. Mai erau... Mai erau oameni care spuneau că are așternuturile prea curate și că n-ar avea cum să le aibă atât de curate. Să duce la bistiță și le spală. Deci jos. Cu ăsta de aici coboară... Coboară în raniță cu el la bistiță, jos la apă. O ia pe aici, pe drumul ăsta, pe aici. Și pe unde o ia? Pe aici, pe drumul ăsta. O ia și coboară și se duce la apă, jos la bistiță. Și am înțeles. Sau pe aici, pe partea asta la altă. Sau pe aici? Da. Da? Da, el îi face curățenie, nu vine nimeni să-i facă curat sau cineva. Deci el singur își face curățenie singur, aici? Totul lui tot. Și mâncarea, uitați-vă, și o ține pe acolo prin... Dacă... Da, pe acolo ține... Da. Eu ce mai trec cu el, că vin cu vitele, vin pe partea aia pe acolo sau pe partea asta pe aici, vin cu el, mai trec la deal, mă duc cu el la vârful cornului, ca așa-i spune, și dau de el și mai stau de vorbă cu el și eu. Și dumneavoastră, deci, confirmați povestea lui Laurențiu 100%, da, da. L-ați văzut aici zi de zi? Nu numai eu, că mai sunt oameni. Care îl cunosc? Sunt ai lui Târban de aici și adică oameni care îl cunosc, sunt din Valea Mare de aici și adică îl mai cunosc chiar la fel. Nu numai de acum, nu-i... nu-i aici îl cunosc și gurienii mulți, dar aici stă. Deci e povestea reală, da. Asta vreau să insist. Aici stă el. Și poate ăsta... Ia, haideți să mergem împreună până acolo, că dumneavoastră... Să dea la o parte ăla de acolo, că de ani de zile îi face, uitați-vă, mușcoacea aceea, uitați. Așa, de ani de zile își face singur toate ăștia, uitați. Ia uitați. Și de câte ori vă întâlniți cu Laurențiu pe săptămână? Sau de câte ori discutați? Adică aproape în fiecare zi. Deci în fiecare zi vă întâlniți aproape cu el? Aproape în fiecare zi, aproape. Deci când urc și trec pe aici și mă întâlnesc cu el. Sau dacă nu e aici și ai văd că folia asta e acoperit și are bolovanii ăștia puși pe lângă ea pe aici și așa, știu că nu e aceea, acopere cu, uitați-vă, cu ramcotilele de acolo, acopere folia ca să nu o strice vitele. Cu lemnele de acolo. Da. Și mai am o curiozitate, am înțeles că merge și la muncă la oameni, se duce să muncească, adică nu stă cu mâna întinsă sau... Nu știu, cum bine la stână. Deci l-ați avut la mine la stână. L-am avut la stână la mine, nu... Nu stă? Nu stă prea mult. Nu stă prea mult. Nu stă prea mult. Ăsta e al noastră care mi-a adus acum și e al meu al vechi. Da, stai să scot cartela de aici. Păi nici eu nu mă prea pricep așa muncă. Stai că așa că ți-l fac eu, da? Uite, facem așa, îl punem pe ăsta aici. Cum? Așa, așa, stai băgat. Vreau să știți mai bine. Eu cu telefoane, să vă spun, n-am prea umblat așa decât acum, în ultimul timp am mai folosit așa telefoanele, dar până acum n-am prea... Ca să-l facem frumos, ca să-l ai aici frumos, știi? Să nu mai... Că s-a ținut mai mult decât, că am înțeles că l-a trebuit să-l ducă la reparat sau ceva de genul ăsta. Păi l-a cam dus la reparat, avea aici în capul ei, avea praf pus aceea și se oxidase și da? În final l-a dus și l-a curățit acolo, la... Stai să deschidem. Să fie încurcat bateriile. Sau cartela, vedeți cumva, să nu fie... Nu, că o dăm mai de capăt.
nu e problema de asta. Să-l pornim și ăla e al tău. Da, da. Se deschide, da, da, vezi? Da, păi oricât e să greșești acolo la... Se tărioră. Stai că nu recunoaște cartela. Să băgăm încă o dată. Ia-te pe aici, Laurențiu. Stai că facem asta. Uite, asta așa, trebuie să aranjăm frumos. Băi, acum vedeți orificiul acela acum, că arată acolo orificiul la el. Da, da. Și trebuie pus... Cred. A, nu, a, aici, nu, nu. Da, da, cu aia. Așa trebuie. Păi da, păi da, trebuie să prindă să facă contact acolo, după aceea... Corect. Uite, vezi? Păi oricât se electricea și am un pic de viziune asupra electricității și asupra electronice, cunosc și condensatorul. Eu care s-au toată ziua cu tehnica în mână, mă învăță la Laurențiu să fac cartela. Mulțumesc, Laurențiu. Bun. Uite, acum da, trebuie 17 să... și 20. Acum trebuie să recunoască cartela. Uite, Vodafone. Da, da. E plină bătăia. E plină, plină. Da, da, da. Păi și așa, acum cred că o să mă sune și mătușii mea, o să mă sune și vara mea. Uite, ia să vedem. Numele formate, n-ai numele formate, dar ai numele salvate. Păi în ăsta nou, nu, în ăsta aveam numere. Deci în ăsta l-aveam în memoria telefonului. Stai, dar... să mă uit eu, să văd, că teoretic nu, ar trebui să le iei aici la contacte. Nume. Dacă nu sunt salvate pe SIM? Nu. Păi dacă nu-i băga nimic în el, înseamnă că e telefonul nou. Aceea trebuie să le bage memoria telefonului. Deci oricât am un pic de, da, un pic de intuiție. Păi și atunci și în ăsta, de exemplu, în ăsta e rămas în memoria telefonului. Ia să mă sune pe mine să văd dacă merge. 00036. Uite, asta este telefonul meu. Oricât pe mine mă sună, că-i mătușa mea, că-i sorul meu, că-i... Sună, gata, e perfect. Deci asta sună la noi, deci este bine. Deci ăsta este telefonul. Dar tu ai numele aici salvate? Păi sunt numele, de exemplu, numai dacă ar fi să pot să scriu numărul meu acela, dar dacă deocamdată trebuie să învăț eu acela să-l trec în memoria telefonului, da, ca să pot să... În orice caz e mai bun ăsta decât ăsta. Da, da, da. Da, păi da? Bine, ăsta e nou, ăla e la mâna a doua, vă dați seama. Ăla e nou nouț. Da, da. Deci e nou nouț. Da. Prima dată am vrut să-ți luăm telefon de la șmecher, a, dar ai nu, zis tu că nu vrei. Nu, păi dar eu și așa nu știu să lucrez pe el. Păi ce, eu stau ca să mă uit pe Facebook, pe YouTube. Da. Eu mă duc la muncă, mă duc. Chiar ziceam. Bun, stai să vedem acum și te învăț eu cum să faci, ca să-ți copiezi telefonul. A, ca să iau numele de pe ăsta, exact, să trec pe ăsta. Exact, uite, intri. În meniu, a, da, uh-huh. da. Și la nume. Ai decât un singur telefon băgat în memorie. Păi cred că nici ăla nu-i băgat în memorie. Cine știe cum e spus aceea. Deci n-ai niciun telefon băgat în memorie. N-am niciun telefon băgat în memorie. Deci n-ai niciun telefon în memorie. Niciun telefon n-am băgat în memorie. Numai dacă ar putea palmiu să-l bag în memorie, că și ce cauză. De exemplu, dacă este ca să mă nimeri undeva, Luis, să poți să-mi dau bagă-i numărul. Numărul meu, numărul adică Laurențiu, să scrieți aici, în Laurențiu, și să scrieți numărul meu acela în... Unde, aici? Da, în memoria telefonului, să mi-l băgați acela în registrarea lui. Deci chiar în memorie, să scrieți acolo, să intrați în meniu, da? Și să spuneți acolo numele. Laurențiu. Uite, le punem așa pe spune aici. Dar cum să pun să steacă? Nu știu, unde le punem așa. Păi, ia că puneți-le aceea jos, că după aceea le bucim acolo, în plasă de acolo, așa, și dar le aranjez eu. Deci nu trebuie ca să-ți placă, cum a făcut, sunt calde. Păi acum ce să vă zic eu, acum deocamdată mâncai, acum dacă o fi să cumva, da, să mănânc mai târziu, atunci mai mănânc eu. Acolo. Apoi sper să vă ajute și vremea ca să fie prea cald, că dacă e cald, atunci o să zică mai repede. Când e mai răcoare, atunci stau ele mai mult. Da, da, deci da. Când e răcoare, stau mai mult, așa că aici depinde vreme. Când e vremea rece, atunci stau, că nu, că mai ales că eu plec, mai mă duc la vale, mai plec la muncă, la munca asta zilnică, ca să pot să câștig existența. Și atunci se mai întâmplă, ca să mă și strice, să mai... Dar așa, în general, că mai ales iarna. În mod să știi că, iarna. Laurențiu, Georgiana s-a trezit special de dimineață să gătească. Așa. Pentru că... Am dormit când am fost plecați. Da. Oricum trebuia să facem de mâncare și zic, facem și le aduc proaspete calde. Duci mâncarea la frigider acolo la tine? Da, da, aici o bag, aici o iau eu, aici la agățat sus. La frigider acolo nu, acolo bag alte, acolo băutura, alte... Apa, tot. Da, dar aici îmi bag mâncarea. Că deci știu, că aici bagi mâncarea. Da, deci aici îmi pun eu mâncarea când vin cu ea și atunci o bag aceea. Dar băutura când... Unele și pătea, care le-am adus noi acolo în copaci. Alamule, la câinele. Da, 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 le pun toate aici sus. Uite ce... Păi oricât am aici multe sârme din astea agățate, pentru că, na, se întâmplă situații când
am mai multă mâncare, de exemplu, am pâine, am, de exemplu, roșiile, eu vă spun, lucrez și ordonat, adică roșiile cu castraveță nu le pot băga cu pâinea, pentru că roșiile se moaie și alea le pun într-o proasă separat. Sau, de exemplu, am pâinea, o pun separat, am altceva, o pun separat, deci pe toate le pun separat și așa mi-am pus toate astea ca să pot să le pot să le arăt. Dar de unde ai învățat să fii atât de ordonat? Păi acum, ce să vă zic eu, ia că poate că din creștere, poate că din experiența, autoeducația, măi, citind ceva, deci undeva am realizat eu în final că am văzut că roșiile se flecesc, am văzut că pâinea, dacă pui greutate pe ea, se face ca... Turtește. Da, se turtește și atunci m-am gândit, mă zic, stai puțin, fac o plasă pentru pâine, fac o plasă pentru aia și atunci le pun pe fiecare separat. Da. Uite, Laurențiu. După ce am făcut vlogul trecut, foarte multă lume te apreciază și chiar ne-au rugat să venim și să mai discutăm cu tine, da. Și toată să te întrebăm anumite lucruri, da. De care lumea este curioasă. Da. Dar uite, prima întrebare la care foarte multă lume așteaptă un răspuns. Da, putem să mergem acolo. Da, mergem acolo. Ca să nu stăm așa în pădure, că acolo e și lumină, să vedem. Da, corect. Undeva putem să ne... Mă gândesc că mâncarea acum, dacă stă aceea, când ele plecă, acum mă gândesc că nu se bagă așa. O pun eu după aceea, o mai aranjez, eu le mai bag. Deci adusă Georgiana fasole, varză călită. Da, foarte bune. Pe oricât să știți că eu mult am citit cărți în privința sănătății, deci am citit foarte multe cărți și legumele, cum se spune la televizor și la toate informațiile, deci legumele și fructele sunt o alimentație foarte sănătoasă și foarte hrănitoare pentru corp. Că mai mâncăm noi, de exemplu, o prăjitură, mai bem o bere, mai facem cu tare, o facem și pe aia, dar dacă nu mâncăm legume, de exemplu, o fasole, un cartof, o ciorbă, o cu tare, să vă spun că deci corpul slăbește. Pentru că corpul cu ce îl hrănești, ala este. Deci ce îi dai corpului, cu aia trăiește, cu aia se întărește sau slăbește în același timp. Sau slăbește. Și așa că legumele deci sunt foarte binevenite acum ca să... Deci nu vin animalele aici. Păi acum, deocamdată nu vin. Acum puteți să le lăsați aceea până când le aranjez eu. După aceea le pun eu, le aranjez eu, le fac eu acolo, le... Și... Le aranjez tu cum trebuie acolo, nu? Da, le bag la locul lor acolo. Păi mai sunt, de exemplu, mai sunt persoane. Vin seara, duminica trecută au venit de la Arcanu și au oprit mașina aici. Nu vă spun, azi noapte. De exemplu, azi noapte a venit aici la ora 1:30. A venit cu mașina aici și a oprit mașina aici și eu dormeam. Băi, Laurențu, zice, uite, marș de acolo, du-te la capre. Și mi-a spus, zice, ți-a adus rând ceva. Noaptea, de exemplu, acum că a fost cald, am putut să primesc, dar când e frig și, de exemplu, mi s-a întâmplat când am pun nailonul peste mine și vă dați seama când fac și o căldură acolo așa, păi nu mai vine să mă ies atunci așa. Am spus, lasă-mă, domnule, pace cu mâncarea, că acum e noapte și acum nu mai primesc. Dar azi noapte, na, în fine, când au venit de acolo, au avut plăcerea să-mi dea ceva. Și după aceea m-am sculat și am spus, bine, domnule, dați-mi, dacă aveți plăcerea asta, zic, dați-mi. Și mi-a adus, da, să vă și spun ce mi-a adus, o bucată de tort. Mi-a adus o bucată de tort, dar nu așa, mi-a adus o bucată de tort bună, așa. Că, na, eu dulciuri nu prea cumpăr și nici n-am posibilitatea așa ca să pot să fac eu sau... Dar așa, dacă am avut ocazia asta și când n-am... Da, să fac eu prăjitură și când mai uite, să fac și prăjitură. A, bine, dacă nu să considerați că când aveți așa ocazie și atunci mai mi-aduceți. Dar oricât să știți că acum nu mai prea arăt prea mult așa în prăjituri. Pentru că ce se întâmplă, având probleme cu șoldul, având probleme cu umerii, eu cum să vă spun eu, zahărul și în mod deosebit, prăjitura făcută de casă, aia nu e atât de dăunătoare. Eu fac în casă prăjituri. Dacă faceți în casă, aia nu e atât de dăunătoare, dar de exemplu ce cumperi la magazin, sunt multe euri, coloranți, arome și cu tare și alea, eu vă spun că stând în frig aici, e foarte greu ca să poți să reziști, să pui. De exemplu, dacă stau la căldură, atunci da, atunci pot să mănânc, pot să fac, dar în timpul când stau aici, păi vă dați seama, să beau acum cafea, să beau ciocolată sau să mânc ciocolate, păi gândiți-vă că le au cofeină în ele și vă dați seama dacă aș consuma așa ceva, deci atunci n-aș putea rezista aici, credeți-mă. Deci eu n-aș fi putut rezista 11 ani de zile aici așa. Deci eu aici cât am stat aici am încercat să evit unele lucruri care le știam eu că sunt prea dăunătoare. Că oamenii se întreabă că, domne, dar cum ai rezistat aici?
Păi eu ce pot să zic eu acum? Nu pot să spun la oameni că, domnule, eu am citit și cunosc anumite secrete care mă fac pe mine ca să pot să am posibilitatea să stau aici. Exact. Deci eu nu le-am spus treaba asta. Cu toate că asta e secretul. Asta e secretul care m-a făcut să stau aici așa. Dar acum, na, fiecare om înțelege după cunoștința lui. Da, și acum am stat așa și am avut posibilitatea asta ca să rezist atâția ani de zile. Oricum, se vede foarte frumos. Da. Da. Păi mi-a spus și ăsta, și mătușe mea, sora lui taică mi-o mi-a spus și verișoara asta mea, că mi-a văzut aceea cum a filmat aceea asternutul, cum mi-a făcut aceea. Laurențiu. Am mai adus o pătură ca să fie mai cald. Laurențiu. Păi pătura au văzut că apropo de așternuturi. Uite, multă lume a văzut că așternuturile sunt curate. Și îmi spuneau că am făcut eu cu tine, noi am făcut o regie cu tine să vii cu așternuturile curate. Domnul cel cu caprele ne-a spus cum faci tu cu așternuturile. Spune-ne și nouă, celor care se uită la acest material, cum dai așternuturile așa de curate. Păi, acum ce să vă spun eu, oamenii consideră, pentru că în general eu vă spun, deci nu mă feresc, oamenii în general fac reportajele astea pentru moment atunci. Deci pentru moment le fac, hai să mă pregătesc acum că gata, vine reportajul și așa. Deci eu nu fac treaba asta pentru că, deci, dumneavoastră veniți ați venit poate după 11 ani ați venit aici, acum ați mai venit după 2 săptămâni sau poate mai veniți peste o lună sau 5 luni sau nu pot să-mi dau seama când veniți. Dar eu, cum să vă spun eu, în caracterul meu și în constituția mea, deci e ceva format în mine pentru asta, deci eu-s maniac, eu vă spun, deci puteți să spuneți acolo un reportaj, deci omul ăsta e maniac în curățenie. Deci dacă vedeți aici o foaie de asta de ceapă sau dacă vedeți o ceva de la asta de la usturoi, deci eu vă spun, iau de aici și o duc acolo și îi dau foc. Deci am aici locul acolo unde fac focul și acolo dau foc când mi s-a strânge o sticlă de plastic, când mi s-a strânge o folie, de exemplu folia care mi se coace aici, că îmi coace soarele folia. Și atunci eu le strâng pe toate și le dau foc acolo așa. Deci eu nu pot să suport sau de exemplu să, cum am mai spus și în reportajul trecut, ca eu să simt cumva un miros de transpirație sau să simt un miros așa mai suspect, păi atunci nu pot să suport așa ceva. Deci oamenii trebuie să întreagă treaba asta, pentru că eu nu fac treaba asta. Uite, am uitat să te întreb, șampon sau săpun ceva de casă sau ceva, nu știu. Păi ce să vă spun eu cu săpunurile, de exemplu... Mie îmi place săpunul care miroase, deci care undeva să poată să aibă și un pic de miros frumos, adică să nu fie un săpun la care să fie respingător, deci să aibă un pic de miros așa ca să nu cumva omul să... Ceva. Da, la asta mă refer. Acum nu neapărat că să-mi aducă cineva o soluție din asta, pentru că eu mă duc și mă spăl aici, am bistița jos. Și acolo nu trebuie neapărat soluția, dar de exemplu am luat... Să pun palmoliv sau să pun Dove sau de niște săpunuri care să simt eu că au miros, deci să simt că dă, degajă cum să spun eu, să poată cineva să stea în compania mea. Altfel ce fac? Vă dați seama, dacă iau un săpun de la care miroase, nu știu ce miroase, cum e săpunul de casă, că ăla, așa spărau bătrânii o dată, de mirosa sodă sau ce mirosa acolo. Păi ăla, hai că să zică, pe haine îl dai, că ăla îl pui la uscat și îl ia aerul, și vântul. Dar, de exemplu, la mine care mă spăl și care, păi la mine sper ca să fie un miros așa plăcut, un miros care să poată să atragă omul, adică undeva să zică, bă, aoleu, păi fug de omul ăsta că ăsta miroase. Deci eu n-am... Așa mi-a fost mie acum, ce pot să zic eu? Poate din educație, poate din camă citi, poate că din... Nu pot să-mi dau seama. Așa a fost... Ia să duc eu un săpun frumos data viitoare. Laurențiu, da, stai să terminăm așa, cu privire la pături. Da, deci cu privire la asta, eu vă spun cum fac aici la asta. De exemplu, eu dimineața când mă scol, indiferent că plouă, indiferent că bate vântul, indiferent că nici, deci eu vă spun, iau păturile și toate le scutur și le aranjez și le pun așa frumos la locul lor. Deci noaptea, vă dați seama că noaptea să le întorci pe sutine, le faci, să fac și o moldoc. Eu dimineața când mă scul, prima dată nu plec în nicio parte până când nu mi-am așternut patul. Deci oricât m-aș grăbi, mi-am luat toate păturile, le-am pus acolo, am gecile astea care le-am acolo, pun gecile acolo, pun păturile toate pe geci și acolo mi le iau pe fiecare în parte, le scutu, după aia le pun la locul lor aici așa. Și dacă ați observat dumneavoastră, să vă spun și treaba asta, de exemplu dacă am mai multe pături, că m-am gândit și la treaba asta, dacă am mai multe pături, atunci uitați-vă, de exemplu, acum în noaptea asta am nevoie de 3 pături, o folosesc și pe asta. În noaptea viitoare mai am nevoie de încă una, o folosesc și pe asta. Dacă se înfricoșează mai mult, atunci mai am încă una. Deci astea toate le țin sub mine ca rezervă, astea toate rămân sub mine ca rezervă.
De ce o folosesc atâta? De exemplu, azi noapte n-am folosit decât pe astea. Eu n-am folosit-o nici pe asta, n-am folosit-o nici pe asta. A fost cald azi noapte aici? Da, deci nu vă spun, azi noapte a fost foarte cald. Am stat, nu vreau să vă spun. Am stat cu mâinile peste pături și am dat și pături la o parte. Deci nu vreau să mă gândesc. Oricât, acum a fost și cald, dar acum nu pot să mai spun că rezist la frig cum rezistam o dată. Păi eu vă spun, odată la minus 7, minus 8 grade, deci nu vreau să mă gândesc atunci ce rezistență aveam. Deci vă dați seama, atunci cu păturile astea două și cu asta, eu rezistam și vă dați seama, acum, când a fost atunci nopțile aia, luni, seara sau marți noaptea, da, când frig. A dat un pic de brumă, atunci când a fost frigul ăla, atunci m-am acoperit și cu asta și cu asta și am pus și folia peste mine și atunci mi-a fost un pic cam frig. Deci corpul meu undeva am slăbit. Deci, stând ani de zile în atmosfera asta și în împrejurările astea, eu vă spun că corpul slăbește. Pentru că el își ia din surplusul de energie. Să știți noastră că corpul ăsta are un surplus de energie a lui, care el îl ține acolo înmagazinat. Ei, când vine o împrejurare grea și apare un frig, apare o boală, apare cutare, el atunci de acolo ia din energiile alea ale corpului, din surplusul ăla de energie și atunci face față la toate situațiile alea. Deci el atunci face față la... Dar dacă el nu mai are surplusul ăla de energie, păi atunci de unde mai face față? Și așternuturile cum ți le speli? Păi așternuturile ca să mi le spăl, eu vă spun aici... Deci cum să spun eu, îmi cumpăr pături. Eu mă culc în așa fel încât să fiu curat, deci încerc ca să fiu curat, mă desculț, șosetele le schimb foarte des, la 2, 3, 4 zile le schimb, mă duc, le spăl acolo în apă. Și spusei, deci în privința asta, nu prea am posibilitatea ca să pot să stau în continuu să le spăl. Dar, de exemplu, le schimb, că, de exemplu, aici vara se întâmplă ca să mi le coacă. Și, de exemplu, anul ăsta sau poate 2 ani de zile mi le coace. Asta am luat-o acum, recent. Asta, de exemplu, uitați-o. Dar oricât încerc să mi le țin, adică nu să mă pun în pat, să mă culc îmbrăcat, cum se întâmplă, poate mai beau, mai drojdesc un pic seara și mă pun la ce cum pot, cu cizmele pat. Păi eu nu fac treaba asta, deci eu îți lucid de treaba asta și adică undeva încerc să cât pot ca să fiu curat, să pot să, dar în privința asta a păturilor nu prea am posibilitatea așa ca să mă duc chiar să le spăl în continuu. Dar încerc să le țin așa, pentru că ele stând la aer, stând la soare, ele de la sine... aerul și soarele le ține curate. Deci n-am altă posibilitate soarele decât... Arde microbii. Da, ne spunea domnul care l-am găsit aici cu caprele, așa, că te mai vede vara, că le iei în cârcă și cobor cu ele la apă. Nu, păturile și astea, deci lenjeria asta groasă, nu. Asta n-am avut posibilitatea ca să mă duc să o spăl, pentru că aceea, ca să poți să dai, trebuie să o bagi la sodă, pentru că știu părinții mei cum făceau. Le băgau într-o albie din aia mare și acolo le băgau și acolo punea dero, punea apă caldă, punea acolo și le lăsa la moi un pic. Și de acolo, și acolo, cât să vă spun eu, poate femeile au din instinctul lor, așa a fost lor destinat, ca să... Le știu să le frece, că nici acolo nu poți să stai ca să spăl eu cu spăl asta. Asta o spăl mânecă cu mânecă, îi spăl gulerul, îi spăl fața, îi spăl spatele. Deci pe asta o iau și o pune milimetru cu milimetru. Epă, când la pătura asta nu mai am posibilitatea asta. Asta, de exemplu, e așa în mare și dar asta e important că stă mult la apă caldă și la dero. Deci asta o avantajează mult pentru că prinde mirosul ăla de dero. Și apoi acolo, la moțoi, cum le se duceau ele femeile la pârâuri, cum era atunci, se ducea și le bătea cu maiul, că știți cum făcea. Da. Se ducea și le punea pe piatră și dădea cu maiul în ele de le spăla. Și acolo, după ce le scotea din sodă, din alea, și după aceea le punea la soare și le punea la aer. Și acolo ele... Am făcut și așa ceva, deci eu vă spun, am făcut și așa ceva. Dar asta când eram eu la acolo unde v-am spus eu, doastră, că era casa lui sorul meu. Deci am stat acolo vreo... Un an sau doi am stat acolo și acolo aveam albie, cumpărasem eu albie și acolo băgam păturile, le băgam, le spălam în sodă, le puneam să usca, dar aici nu pot, n-am posibilitatea, deci n-am eu albia ca să pot să o fac. Și deci în concluzie, o parte din pături, după ce se murdăresc sau nu mai pot să fie folosite, le schimb, le dau foc. Le dau foc. Deci nu că le las. Eu vă spun, deci tot ce... Uitați aici, am o geacă acum care a început să mi se rupă. A luat-o... am mai ars-o soare. Eu acum când fac foc, îi dau foc. Și după aceea mă duc și... pe ce muncesc eu acum? Mă duc și îmi iau altă geacă. Îmi iau... o geacă curată, o geacă îmblănită. Apropo de asta, uite, altă curiozitate.
Și noi le-am spus-o celor care comentau, mai ales că am avut și discuția cu tine, tu te duci și muncești, nu stai cu mâna întinsă da, la nimeni. Păi da. Deci nu stai cu mâna întinsă. Nu, în privința asta nici nu mă gândesc niciodată cineva să nu se gândească că trăiesc cumva vreodată din mila cuiva. Deci nu, întotdeauna m-am dus și am muncit. De exemplu, săptămâna asta am fost la spart de lemne, am fost la scos de cartofi, am fost la... iar la... Ai fost la muncă toată săptămâna. Da, deci toată săptămâna și acum săptămâna asta iară tot la fel. Deci am comenzi făcute ca să mă duc la muncă. Pentru că dacă ar fi să trăiesc din mila oamenilor, atunci vă dați seama că n-aș putea să fac așa. Nu e în constituția mea ca să fac așa ceva. Oamenii sunt care... Nu vreau ca să dau, să spun treaba asta, dar sunt oameni care poate n-a, sunt învățați ca să facă muncă mai ușoară sau... Păi eu de vă spun eu, de exemplu, când este ca să bag umărul pe eu, ori mă rup eu, ori se rupe... Da, lucrul ăla care acolo, deci o bag umărul, serios, nu vreau... Deci te duci la muncă, nu stai cu mâna întinsă la nimeni... Nu, uite, folia e nouă, de exemplu. Da, folia e nouă. Păi eu vă spun, folia asta e nouă, că în privința asta, tocmai asta vreau să vă spun, deci folia e nouă, dar pe aici sunt vite, sunt vaci, văzurăți, vin capre, vin cai pe aici. Și cu privire la treaba asta, e foarte greu, pe de exemplu, pentru că, de exemplu, dacă eu astăzi se întâmplă să plec la muncă la vale, vacile se întâmplă toate să vină aici. Nu vă spun, deci am găsit vaci aici, toate făcute aici, roată lângă așternutul meu și să uita aceea la așternutul meu și vă dați seama ce se întâmplă acolo. Că acolo dau cu cornul, iau nailonul în gură, ce știu cum fac aceea și vă dau că vin aici, câteodată îmi ies să-mi iau cu mâine de cap. Și acum când am văzut folia, acum când am venit la vale, deci am stat o zi să spar la lemne, gândiți-vă, deci o zi, am luat cât am luat, 1.500.000, și vă dați seama 500.000 am dat pe altă folie. Deci ar trebui să-i dau pe altă folie pentru ca să pot să-mi schimb asta, pentru că dacă ar fi să plouă, vă dați seama că atunci ar ploua prin folia asta. Și acum, eu am și aici, deși aici am făcut ceva, că m-am gândit și la treaba asta, cum să fac acum când nu plouă, atunci o dau pe asta de aici, care e mai rea, o dau aici la margine, o pun pe bună în locul aștia și, de exemplu, aia bună o țin aici, făcută așa, colac, cum o vedeți pe asta, o fac așa, cum o fac eu, și asta o țin mai pentru zile când plouă. Iar în marginea asta aici, deci în partea asta din zona asta aici, atunci o pun pe asta, de exemplu, cum e acum, asta e ruptă, asta o dau mai încoace în partea asta aici și când plec de aici o pun pe asta când nu plouă, ca să o am pe alaltă aici, în zona asta. Că stâna asta aici, vacile nu calcă normal pe aia, deci calcă pe asta care e ruptă. Și atunci o am pe aia care e bună, o am pentru vremurile ale rele. Păi dar m-am gândit și acum, cum să pot să facă, vă dați seama că rupându-mi să una, două, trei, după aia m-am gândit, cum pot să fac ca să pot să mă descurc în situația asta, cum pot să procedez. Și atunci m-am gândit, vă dați seama că omul prima dată gândește, cugete, să gândește, și după aceea mi-am dat seama, măi, asta e puțin, după aceea mă zic, să o fac pe asta încoace, să o dau pe asta, să o pun aici, și atunci mi-a venit ideea asta, și atunci am făcut așa ceva, și acum, de exemplu, cum e asta aici, o trag în marginea asta, și folia care am cumpărat-o acum nouă, o pun în locul aștia, și aia o fac doar atâta, pachet aceea, și când iese ca să plouă sau să fie ceva, nu mai duce să fac atunci când e pachet. E folie, oricât e folie groasă așa ca da, folie. Dar acum câteva nopți a plouat, ai fost aici când a plouat? Când? Sau erai la tăia de lemne? Cred că sâmbătă sau duminică trecută a plouat în toată zona asta, în Gorj. Să vă spun drept, n-a plouat. Nu, n-a plouat aici. N-a plouat aici. Aici n-a plouat ca să dea ploaie prea abundentă acum zilele astea. A venit așa, de exemplu, câte o sfoară din asta, a dat poate 50 de strop sau cât a dat așa, dar, de exemplu, ca să plouă torențial, să plouă noapte sau o zi, atunci n-a fost ploaie chiar așa. Dar, de exemplu, când este ploaie, atunci trag folia peste mine, mă pun jos acolo și stau cu folia în cap și atunci mai citesc acolo, mai mă plimb pe aici acum, mai țin umbrela, de exemplu când mă doar oasele, că stând acolo în cursul folia, cu folia în cap, vă dați seama că te doare cotul, oasele, și atunci mă ies afară și mă plimb, dar în general cam acolo era, de stăteam și citeam. Citeam sub folie, citeam foarte mult. Am avut oameni, după ce au văzut materialul cu tine, care ar vrea să te ajute. Păi eu ce pot să vă spun eu? Le mulțumesc pentru sprijinul și pentru ajutorul care mi-l oferă, dar acum să vă spun, eu m-am obișnuit în zona asta aici, sunt oamenii care mă cunosc pe aici prin sate,
mă duc la muncă, ei poate să întâmplă să vină aici la mine să mă caute și aici, de multe ori mă dau și telefoane ca să... Și m-am obișnuit în zona asta, ce să vă spun eu. Deci asta este, cunosc satele aici, cum e Gureni, cum e Frâncești, cum e Valea Mare și e foarte greu ca să pot să mă... Dar dacă cineva ar zice, hai că te duc la Cluj sau la Constanța, ați plecat de aici? Și în privința asta, ce să pot să vă spun eu, e o problemă, pentru că omul de multe ori se întâmplă să aibă o viață, cum să spun eu, diferită de altor oameni și poate că oamenii ar vrea ca să mă ajute să zică că fac un bine, dar eu având viața mea mai dificilă, poate care oamenii au auzit-o și au cunoscut-o, ce pot să vă zic eu, e mai bine ca undeva să pot să trăiesc așa mai simplu și mai natural. Apropo de asta, cât de mult contează credința în tot ce faci tu aici? La un moment dat și în primul material, am terminat materialul exact când ai început să vorbești despre credință. Cât de mult contează credința în ceea ce faci tu aici, în viața ta de aici? Eu vă spun cum stau lucrurile pe față, deci în privința asta vă spun cum stau lucrurile pe față ca oamenii să cunoască și să știe lucrurile astea. Am o credință, pentru că dacă n-aș fi avut credința asta, n-aș fi putut să rezist aici. Deci să nu creadă cineva sau oamenii care ascultă reportajul ăsta, să nu creadă că cumva că cineva este supranatural și ar avea o putere care să poată să facă treaba asta. Pentru că vă spun, dacă cineva s-ar apuca să trăiască viața asta, ar risca mult. Deci să niciodată să nu se gândească la cineva la viața asta și le-am spus la mulți oameni care au venit aici așa, fără să mi se facă reportaje, le-am spus, domnule, să nu cumva să faceți încercarea asta, pentru că fiara e tot fiară. De exemplu, dacă ai o credință puternică sau te bazezi pe o putere divină, pe ceva mai supraomenesc decât noi oamenii cum suntem noi, atunci poți să stai în situația asta, dar altfel nici nu vreau să mă gândesc, pentru că fiara, de exemplu, vine și dă peste tine fără să vrea. Cum am auzit eu, de exemplu, am auzit acum ursul sau au venit lupii aici de la deal. Păi vă dați seama ce s-a întâmplat dacă era ca să fie ceva ce putea să vină să de pe el. Acum animale sunt înfometate și vin și tăbără pe aceea. Dar fiind o putere divină, na, ei coordonează totul, chiar însăși destinele noastre. Sunt coordonate și sunt undeva dirijate de undeva. Și atunci, din cauza asta, am avut curajul ăsta ca să stau aici și să pot să trăiesc viața asta, dar altfel n-aș fi avut curajul ăsta. Iar în privința credinței, ce să vă spun eu acum, vă mai spun și treaba asta. Acum, Dumnezeu mi-e martor, pentru că nu vreau ca să vorbesc ceva care nu-i... De multe ori să mai duce credința la om. Ce se întâmplă? Omul, de multe ori, este și ispitit, pentru că se întâmplă ca omul să aibă o viață cum o are el, în împrejurile care o are, și după aceea ca să trăiască o viață din asta retrasă, poate mai sunt și eu nevoia ca să mai... Și aceea să duc, și cum este, să bat două puteri. Ce frumos. Și nu mai pot nici eu să mai am credința asta de câteodată. Deci față de cum eram acum 7-8 ani, când aveam atunci, nu se punea problemă. Mai am și acum, mai stau și acum, dar totuși am o îndoială, pentru că mintea omenească se întunecă, undeva începe să nu mai prea aibă înclinația asta spre credință, spre... apar fel și fel de împrejurări, apar probleme, apar greutăți și omul mai începe să mai șișcăvească, cum s-ar spune, mai șișcăvește. Și atunci nu pot să spun nici așa, eu deocamdată spun că rămân aici. Pe parcurs nu pot să mai spun că o să mai rămân aici așa. Deci nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva, pentru că nu pot să-mi dau seama ce aduce viitorul, nu pot să-mi dau seama ce aduce ziua de mâine, că acum ce pot să zic eu, ca să stau tot aici, e undeva sănătatea mea afectată. Cum vă spusei că am probleme cu mâinile, am probleme cu șoldul, am probleme cu sănătatea și atunci gândiți-vă cât o să mai pot să rezist aici așa. Deci nu mai pot să mai rezist mult ca să pot să mai fac treaba asta. Acum nu știu, deci în privința asta nu pot să vă spun nici așa, nici așa. De exemplu, viitorul le rezolvă pe toate. Acum o vedea ce îmi oferă ziua de mâine, ziua de poimâine, dacă nu pot să spun. Cam asta. Dar credința te-a ajutat. Te-a ajutat să rezisti aici. M-a ajutat credința, pentru că dacă nu era credința asta, să vă spun drept, n-aș fi avut curajul să stau aici, dar și credința asta de multe ori ajunge să aibă o limită. Nu știu cum să vă spun eu. Nu vreau ca să aduc îndoială, pentru că e reportajul făcut aceea. Nu vreau ca să aduc îndoială în privința credinței, dar sunt mulți oameni care până la un anumit timp merg pe o cale, unii cum s-ar spune, undeva mai dreaptă, mai echilibrată. Deci după aceea s-ar putea să se abată undeva, să o ia mai...
Să nu ia, să ia în stânga sau în dreapta. Nu pot să-mi dau seama, deci aici e o greutate. Ai citit Biblia? Am citit-o, da. Am citit Biblia cap, și... coadă? Sau ai... Nu vă spun, am citit-o, da, am citit-o, am răscitit-o și am studiat-o și am citit foarte mult în privința asta și cărți religioase am citit și cărți de sănătate am citit foarte mult, dar oricât e foarte greu. Știți cum este? Dacă ați auzit dumneavoastră de oameni teologi, deci oameni care sunt teologi, care au făcut doctoratul în teologie, ei, undeva eu am citit, dar nu vreau undeva ca să pot să ajung un doctor în teologie, pentru că nu-mi în firea mea, adică undeva și vârsta mi-e îndaitată și nici nu pot să mai fac din asta o meserie, nu mai pot să mai fac să mă uite, asta mi-ar fi câștigul meu pentru viața asta. Deci nu când pot ai citit Biblia? Acum de când ești aici sau înainte să vii aici? Vă spun, am citit-o de mult, asta ani de zile, poate 12, 13, 14 ani de zile de când am citit-o. Deci am citit-o în urmă cu poate 15-20 de ani. Acum cât am stat aici, foarte puțin, deci foarte puțin, dar undeva mi-a mai rămas un pic așa de credință că există o putere divină. Deci există o putere divină care coordonează, care conduce totul. Că în final, noi oamenii, dacă observăm că viața o ia o torsătură foarte diferită. De exemplu, astăzi e un fel de viață, mâine nu mai este același fel de viață. Uitați-vă cum a fost anul trecut și cum e anul ăsta. Deci nu mai este viața aceeași. Se schimbă. Uitați-vă la divergențele care se întâmplă pe glob, care să, de exemplu, altercațiile între în Israel, în vezi, pus cu știrile la zi. Dar cunosc toate lucrurile și de bune? Cunosc chiar și cu Rusia, cu Ucraina, cunosc și cu... Deci tu chiar dacă stai aici, nu ești rupt de realitate, că mai erau oameni care spuneau, domnule, că el nu știe ce se întâmplă în lume. Cum să nu cunosc ce se întâmplă în lume? Adică undeva, chiar dacă nu sunt la curent zilnic cu toate știrile astea, dar ajung să vorbesc, să vin în comunicare, în comuniune cu oameni și oamenii, printr-o discuție îmi spun, sau de exemplu cobor o dată la vale, ascult la un aparat de radio, sau ascult, stau două ore la televizor și acum ce pot să zic? Un aparat de radio pe baterie ar trebui să fie... O să ducem un aparat de radio pe baterie. Da, deci undeva, oricât cunosc toate lucrurile și cunosc și fairbank-ul ăsta care se întâmplă acum în lumea asta. Deci un fairbank foarte mare și cum am văzut că risc al treilea război mondial, eu vă spun că e foarte aproape. Deci nu putem să scăpăm de al treilea război mondial. Oricât am vrea, într-un an, în doi, în cinci, deci n-avem șansa ca să nu scăpăm de un război. Cât am vrea noi, că de exemplu acum poate trăim, poate că este, dar ne bucurăm de ziua de astăzi, dar mâine nu se știe dacă mai este ziua noastră. Dacă cumva mâine vine un avion, rusul sau vine, nu știu care vine și dă cu o bombă aici și vă dați seama că după aceea de acolo mai vine și americanul, mai vine și europeanul, mai vine și chinezul, mai vine și coreanul, mai vine și arabul, vă dați seama ce iasă acolo așa. Deci e foarte greu acum, deci e foarte riscant, pentru că e o altercație, o divergență pe tot globul. Deci pe tot globul este așa ceva și nu mai este stabilitatea aia care a fost odată, nu mai există stabilitatea asta și atunci noi trebuie să ne obișnuim cu conștiința asta de așa ceva, trebuie să ne obișnuim, asta e situația. Oamenii trebuie să realizeze pentru că ei văd la televizor, mulți poate își ador conștiința, lasă domnule că merge și așa, ei, nu merge chiar așa pentru că sunt evenimente care îți arată ce se întâmplă și cam ce ar veni în viitor. Apropo de viitor, tu la un moment dat ziceai că poți să vezi viitorul sau poți să vezi ce e în sufletul unui om. Sau, așa ai învățat tu de la natură, să cunoști omul cât mai bine. De exemplu, când stai de vorbă cu niște oameni și de aceea din zonă sau nu știu, pe unde mergi tu, îți dai seama rapid de acel om ce gândește și ce vrea. În privința asta, ce pot să zic, eu n-aș prea vrea ca să se audă mult despre treaba asta. Nu, dar natura te-a ajutat? Aceea intru în alte lucruri. Alea sunt lucruri care le-am vorbit cu oamenii, dar personal. Am înțeles. Deci personal, astea nu sunt lucruri care ca să le pot să le divulg, pentru că, în final, ce se întâmplă? Având viața asta naturală și undeva trăind în separat față de oameni, eu imediat văd privirea omului. Deci vă spun, văd când e omul șiret. În privirea lui eu văd șiretenia. Ia deci, să ne vezi și pe noi lucrul ăsta, că noi nu prea ne dăm seama de multe ori. Să ne vezi și pe noi, că...
Nu puteți să faceți așa, pentru că asta e vorba de, e vorba de trăirea asta în natură, e vorba de trăirea asta în singurătate, neavând de a face cu omul, neavând de a face cu spiritele astea care se întâmplă în lume. Deci undeva ajungi să poți să-ți dai seama de lucrul ăsta. Deci eu văzând naturalul, văzând frumos, ascultând o pasăre care cântă frumos, ei, eu imediat ajung să-mi dau seama de un om. Adică îmi dau seama că bă, ăsta spune că bă, Laurențiu, vino cu ace, că uite, face cu tare și în același timp văd și capcana care mi-o pune, dar eu nu pot să spun treaba asta, pentru că dacă îi spun treaba asta, ce zice omul ăla? Bă, păi tu ești plecat cu sorcova. Apropo de oameni, după ce au văzut primul material cu tine, care este destul de cunoscut în, pe internet, pe Facebook, pe YouTube, peste tot, ce au zis când te-au văzut? Păi, acum ce pot să zic eu? Oamenii unii, unii poate că văd lucrurile așa cum trebuie, alții devine spiritul ăsta de gelozie, de invidie, pentru că bă, tu care ai trăit în aceea singuratic și tu n-ai avut o casă, n-ai avut o masă, ce ajunge acum cineva și încep să devii vedetă în lume și nu știu ce. Eu vă spun, deci, în privința asta vă spun și le-am spus la mulți treaba asta, dacă vrei să devii vedetă și la oricare să le spuneți acolo în reportaj, dacă care vor să, să devină vedetă, să le spuneți să vină să doarmă aici. Dar nu acum, când o fi să ningă, când o fi să dea ploaie înghețată, când o fi să fie minus 10 grade, atunci să vină. Dom'le, vină un coace, ca să te culci cu mine aici. Deci ne culcăm amândoi aceea. Și vedeți atunci. Deci atunci o să vedeți ce înseamnă să dor la temperatura sau ce înseamnă să dea ploaia înghețată pe tine și să nu mai poți de mâini. Sau să întâmple să tremuri sub pături, sau să întâmple să-ți înghețe piciorul până când ajungi ca să stai sub pătul ăla, ca să formezi aburul ăla din gură. Că, de exemplu, eu acolo sub pătul ăla, vă gândiți-vă că eu din aburul meu fac căldura aia. Deci eu mă bag acolo, îmi trag păturile pe cap aici și suflu. Deci până când începe ca să simt căldura aia. Și atunci oamenii ăștia care au centrală, care au mașină, care au mașină străină, care au living, care au salariul de 2-300 de milioane, să spună omul ăla, bă, nene, ia mă vină un coace aici, că dumneata ai mașină străină, dumneata ai vilă, dumneata ai fost director, ai fost cine ai fost în viața asta, vină și culcă-te aici cu mine. Și atunci vezi ce înseamnă să fii vedetă. Deci asta înseamnă ca să devii vedetă, că ca să ajungi să devii vedetă, poate că sunt mulți oameni care sunt tentați de așa ceva. Dar eu vă spun că nu-i chiar, nu-i asta e situația. Pentru că, final, știți cum este, omul care trăiește și care vrea o viață decentă, e vorba să ai o căldură, unde să poți să stai într-o cameră, să ai ce să mănânci și eu vă spun să ai și un pahar de ceva. Deci, stai și un pahar. Deci asta e viața. Asta e viața, asta e viața rânduită nouă. Apropo de asta. Apoi mai este și treaba asta ca să ai o femeie sau un bărbat lângă tine, Laurențiu. Adică stând acolo în căldură și având o masă și având o ocutare, să ai pe cineva lângă tine Laurențiu, acolo. Apropo de asta, tu de 11 ani stai aici. Exact cum ne-ai spus-o și prima dată, ne-ai spus-o și acum înainte să începem să avem discuția asta înregistrată. Pentru tine aici este acasă. Ți-ai găsit pe de-o parte ce căutai aici, adică și căldura care ziceai că ți-o faci tu singur, și liniștea ta sufletească, ți-ai găsit aceste lucruri aici, pe de-o parte. Știu că este greu. Undeva, ce să vă spun eu, mi le-am găsit datorită faptului pentru că societatea a evoluat mult în rău. Adică undeva nu mai este viața, cum v-am spus eu atunci când stăteam acolo culcat jos și v-am spus că eu, de exemplu, seara, când stau și îmi privesc așa cerul cu stele și mă gândesc până când adorm, deci eu mă gândesc la viața care era odată, gândiți-vă, deci viața care era odată, nu știu cât ați prins-o, câți ani aveți noastră? Eu 40. 38 aveți? 40, mai am putut și fac 40. 30, mai am putut și fac 40. Mulți înainte. Deci eu vă spun, nu știu dacă ați prins undeva viața asta chiar simplă, cum era poate dumneavoastră, atunci n-aveați decât 3, 4, 5 ani. Eu atunci aveam poate 15, 16 ani. Și eu atunci am prins-o. Deci eu am prins viața aia. Și eu vă spun cum era viața aia, era foarte, foarte simplă și oamenii erau foarte sinceri. Și oamenii erau, deci când te duceai la o masă, la un praznic sau la un cram sau la ceva, pe era armonie, era voie bună. Nu ca acum că, de exemplu, bei un pahar de ceva și după aia imediat se pune pata pe ăla de lângă tine că, a, bă, stai că ăsta vrea cu tare, a, bă, ăsta, stai că e mai mare decât mine, a, ăsta stai puțin că ăsta are posibilități mai multe decât mine. Deci, imediat la un pahar de ceva începe să devine ura asta, gelozia asta, invidia asta care o spuneam. De exemplu, nu este omul natural care era odată. De exemplu, credeți dumneavoastră că eu am invidie sau ură pe cineva care are mașină, care are... Păi dacă aș avea invidia asta sau ura asta, ce aș face atunci? Pentru că nu este bună ura asta. În primul rând ne macină pe noi, ne macină creierul, ne macină oasele.
Pentru ce să ții ura asta și invidia asta? Pentru că în final trebuie să te mulțumești așa cum ești tu acolo. Ești sănătos, ești liniștit, ești așa cum ești. Păi atunci de ce să te mulțumești? Pentru ce să te uiți tu că ăla? Păi ăla a ajuns director. Păi ăla a făcut vilă. Păi și atunci tu nu te mulțumești, bă, dacă am posibilitate, o să fac și eu. Dacă nu, mă mulțumesc așa. Credeți noastră că omul ăla când o să moară, și o să o spun asta, să asculte mulți afaceriști, că eu le spun, deci asta nu mă feresc, să asculte mulți afaceriști și parlamentari și directori și cine sunt acolo, să asculte mulți treaba asta, cred ei, care sunt funcționari, care sunt în conducere, care sunt în parlament, care sunt în minister și în toate astea, când o să moară, ce o să facă? O să ia cu ei ceva? Gândiți-vă că nu o să ia decât 4 blăni. Deci acum ai tot felul de mașini, toți te stimează, toți te înalță în slăbi și gândiți-vă că nu se întâmplă, nu se știe în ce zi o să moară și atunci când moare, nu vă gândiți că se duce tot acolo unde mă duc și eu alt sărac. Deci, de exemplu, eu sunt sărac, vedeți cum stau aici așa. Ei, altul nu e așa, altul are casă, are masă. Tu ești bogat aici, crede-mă, ești bogat, ai liniște. Păi eu vă spun că am liniștea asta, dar credeți noastră că el care are de toate și care se bucură și care are prestigiu și care toți îl slăvește, care toți îl înalță, credeți că nu o să se ducă tot în jos, în pământ, tot acolo o să ducă în final? Deci la asta trebuie să ne gândim toți în final. Pentru suntem egali. Suntem egali unul cu altul, dar numai că noi acum ne-am pierdut imaginația asta, ne-am pierdut gândirea asta bună care era odată. Odată era o gândire bună, era o gândire naturală, acum asta nu mai este. Laurențiu, apropo de sănătate, că și-ai punctat foarte bine legat de sănătate. Stai de 11 ani aici, da? Cum ai stat cu sănătatea? De exemplu, noi stăm, vorba aia acasă, cum ai zis tu, cu centrala pornită și tot ne mai ia răceala, ne mai doare capul. La tine cum este? Păi acum ce să vă spun eu privința asta, de exemplu, eu cum vă spuse și atunci când vorbim în colea, eu am mai citit și cărți de sănătate, pentru că dacă n-aveam unele cunoștințe în privința sănătății, nu puteam să rezist aici, credeți-mă. Deci, de exemplu, cum se întâmplă acum de omul fumează, omul bea o cafea, omul mănâncă... Te întreb un pic așa altceva, buletin sau un medic de familie? Păi nu pentru că undeva n-am, cum să vă spun eu, acum vreau să mă bag și în situația asta, în medicamente eu nu mă bazez. Deci în medicamente nu mă bazez pentru că medicamentele au ceva artificial în ele. Și nu pot, deci nu pot să supere și doctorii care poate care au așa ceva. Eu mă bazez totul pe natural. Gândiți-vă că oamenii, mătușa mea de 80 de ani, a murit la 85 de ani, ea n-a știut ce înseamnă medicamentul, n-a știut ce înseamnă injecția. Gândiți-vă de unde a fost treaba asta, pentru că ea trăia totul natural. Deci atunci nu era stresul ăsta, nu era alergatul ăsta după toate lucrurile astea. Omul se mulțumea așa cum era totul natural. Apropo deci de asta, uite, dă-mi un sfat. Mă doare capul. Ce pot să iau natural? Că bănuiesc că ai avut astfel de situații. Dacă vă doare capul, păi în privința durerii capului. Acum eu vă spun cum stau lucrurile. Trebuie ca să mâncați în momentul ăla fructe. Deci în mod deosebit fructe multe trebuie să mâncați. Deci când aveți probleme cu capul, să mâncați fructe multe. Apoi eu ce pot să vă spun eu în privința asta, când mă doare capul, sufăr și mai stau și nemâncat. Mă stau și nemâncat câte o zi, două, până când îmi trece capul. Și după aceea mănânc iară. Că beau și eu, deci eu vă spun, ați văzut, beau bere, beau țuică, beau vin, deci beau de toate, de-o vă spun. Și eu beau. Ei, și poate oricare om bea, și aici nu-i ceva care să acuză omul, pentru că suntem făcuți pentru că corpul ăsta cere mâncare, cere băutură, deci trebuie ca să-i dai tot ce deci cere. Deci mă doare capul să nu mănânc o zi, două până în trece, sau fructe. Nu, deci să nu faceți treaba asta. Eu asta o am făcută pentru datorie, și asta se face, de exemplu, ca să poți să stai o zi, două nemâncate, atunci, în momentul ăla, eu am făcut un antrenament în privința, deci am o experiență. Deci prima dată trebuie să ții o jumătate de zi, trebuie să ții poate trei sferturi din zi, să ții după aia o zi. Dar în mod deosebit atunci ce puteți să faceți să mâncați fructe și legume și să evitați alcoolul în ziua aia. Deci în ziua aia să evitați alcoolul. Și deci ce pot să vă spun atunci, dacă sunteți în cameră să aveți mult aer. Deci să lăsați geamul deschis în ziua aia când vă doare capul, să lăsați geamul deschis. Chiar dacă aveți căldură în casă sau dacă iarnă, dar să aveți aer din belșug. Dacă nu aveți aer din belșug, se formează bioxidul de carbon de la căldură și atunci mai rău vă doare capul. Și dacă sunt răcit, ce trebuie să fac? Păi și dacă sunteți răcit acum, tot în situația asta, sau de exemplu mai sunt ceaiuri, de exemplu este ceai de mușețel, puteți să faceți băi fierbinți la picioare, în ziua aceea puteți tot la fel să mâncați fructe, legume și în mod deosebit aerul. Deci eu vă spun, aerul este cel mai bun doctor care îl poate avea omul, aerul și apa.
De exemplu, dacă sunteți răceat... Dacă oxigenii aici, crești și eu. Deci gândiți-vă atunci când sunteți bolnav, atunci faceți baie. Dacă se poate zilnic să faceți baie și să aveți aer atunci. Aveți căldură în casă, deci băgați lemne pe foc, dar oricât să lăsați fereastra un pic așa desfăcută ca să poți să intre aerul ăla. Și atunci o să vedeți cum simțiți atunci aerul ăla. Eu vă spun, deci în primăvară, acum am avut COVID-ul. Deci gândiți-vă, am avut COVID-ul, eu n-am imunitate. A ajuns COVID-ul aici? Nu, la Vale. A, la Vale. La Vale, deci l-am luat de la cineva. Când a venit persoana aici, mie nu mi-a spus că are COVID, că dacă nu, eu n-aveam aici gripă și COVID, nu se cunoaște pentru mine. Aici nu se știe. Dar ducându-mă la persoana aia, mie nu mi-a spus. Și atunci am stat cu el în cameră. Ei, el o zi și o noapte a bolit. Dar el are imunitatea tare și acum eu stând aici, mi-a scăzut imunitatea, adică energia și puterea corpului mi-a scăzut. Și eu nu mai pot ca să mă rezist la boală prea mult, nu mai pot să rezist la gripă, la COVID, la toate acestea. Dar atunci, dacă nu mai rezist la toate acestea, eu îmi iau măsurile mele de precauție. Apropo de tratament, au fost oameni care au întrebat dacă v-ați vaccinat în timpul pandemiei. Păi eu să mă vaccinez? Niciodată să nu credeți vreodată că eu o să fac vaccinul ăsta. Deci dacă cineva consideră că eu o să fac vaccinul ăsta, eu dacă mă vedeți acum aici, o să fug cât mai sus spre munte atunci, ca să vină să mă ia de aici. Atunci ăla fugă în sus către munte. Nu, deci în privința asta niciodată nu mă gândesc ca să fac un vaccin sau să bag... Da, buletin? Sau să... Buletin, o adresă, ceva, adică aveți? Păi da, le am aici. Le am aici, deci am buletin, am livetul, pentru că ce se întâmplă dacă eu acum ai mei, părinții mei au fost așa cum am fost, cum le-am spus acolo, deci eu când am plecat de acasă, mi-am luat adio de acolo. Bă, gata, deci aici casa mea nu mai există, eu nu mai sunt aici, eu gata, m-am terminat aici. Eu mă duc în lumea mare, unde mi-o cânta cucu, cum s-ar spune. Și atunci mi-a luat toate actele cu mine. Mi-a luat buletinul, livretul militar, că am făcut armata. Mi-a luat, deci toate actele care depinde de mine. Foarte bine. Și le-am aici. Apropo. Ne mai spunea cineva, acum noi o să adresăm întrebări, adică am început să adresăm întrebări primite din partea celor care s-au uitat la primul material, da. Pentru că lumea este foarte curioasă legat de tine, da, și chiar ne-au rugat să mai venim mai des pe la tine și cred că o să venim mult mai des pe la tine. Poate într-o seară ne țin și pe noi aici să dormim cu tine. Păi chiar mi-ar face plăcere. Să știi că o să vin o dată cu Salteaua să dormim lângă tine. Uite, ca să vă culcați aceea. Dar oricât, dacă o vii să fie un ger de la mai puternic, nu știu cât puteți să rezistați. Mă duc în mașină, nu te supe pe mine. Glumesc acum. Plecați de lângă mine. Uite, apropo de sezonul rece, iarna, cum faci când, de exemplu, ai folia pe tine și ninge? Cum dai zăpada la o parte? De exemplu, când am folia pe mine și ninge, eu și așa, de exemplu, cu privire la aer, folia, ce se întâmplă? Folia oprește un pic aerul. Deci eu vă spun, eu mult mai bine mă simt acum. De exemplu, când e acum, o temperatură mai constantă, atunci eu dorm cu capul afară și atunci și somnul îmi este mult mai odihnitor. Aerul influențează somnul, aerul influențează odihna, deci are efect asupra odihnei. Și acum eu punând folia asta pe mine, vă dați seama că asta, de exemplu, stă culcată lângă pământ. Gândiți-vă cât aer poate să intre pe sub folia asta, ca să poți să... Acum gândiți-vă, dacă eu mai beau un pahar de ceva, mai mânc ce mai mănânc, eu fac aia și ăla mi se întoarce înapoi. Deci în loc bioxidul de carbon din mine să se ducă afară în aer rămâne. Și să rămâne sub nailon. Și eu atunci trebuie să primesc oxigenul. Eu după aceea, eu vă spun, dimineața mă scol tulburat. Deci am avut situații când, na, poate se întâmplă să beau sau poate beau o băutură care, na, nu e sănătoasă, cum am mai spus treaba asta. Nu e făcută din fructă, naturală, așa pură cum este. Ei, atunci se întâmplă ca, având folia pe mine, să mă scol dimineața un pic cu cutureri de cap sau poate tulburat. Dar când n-am folia dată la o parte, păi atunci vă spun, păi atunci pot să beau, să mă culc amețit, să se vârtă cerul cu mine. Păi atunci vă dați seama că aerul ăsta are mare influență. Cu noi se învârte tavanul, perete și se învârte cerul. Bun asta! Deci, da, păi cam așa stau lucrurile. De exemplu, atunci când stai într-o cameră, ați văzut că, na, mai bine poate la o chermeză, la o... Na, că acum suntem toți oameni. Și mai începe să mai schimbe, parcă se pare că se învârte. Și atunci vă dați seama că eu stând și cu nailonul pe mine, de la sine mă afectează, pentru că nu mai vine oxigenul ăla ca să mă oxigeneze creierul. Dacă căciulă, cizme groase, Da, din alea, da, am deja, am haine groase, am căciulă, am sosete de lână, am... Deci îți pregătit pentru tot. Apropo, Laurenț, uite că vorbeam de haine. Uite, și data trecută când am venit și acum, hainele pe tine sunt curate și pe cuvânt, zici că sunt și călcate. Cum reușești să ți le menții? Asta a fost altă întrebare și următoarea întrebare cred că o să te facă să râși și pe tine. Dar
să ne răspunzi prima dată la această întrebare cu hainele. Zici că sunt călcate, curate tot. Ce pot să vă spun eu, de exemplu, eu când le spăl, bine, le spăl, la, și după aceea le scutur bine și gândiți-vă că eu când le pun aici ca să mi se usuce pe ăsta pe ferigă, deci eu le întind. Eu nu le las așa, de exemplu, asta întind mâdica la ea, întind astea ca să poată să se usuce cumva întinsă. Deci nu le las așa făcute și o moldoc. Cum, sau de exemplu la mașină, la mașină le bate acolo și le faci un moldoc acolo. Păi vă dați seama cum iasă ele de acolo. Păi când eu când le spăl în râu, gândiți-vă că eu dau cu ele pe râu la deal și la vale. Deci eu le întind când le spăl. Și atunci când le fac așa și le scurg, le fac un pic așa pachet și când vin aici eu le pun și le pun așa și mi se usucă. Și atunci ele de la sine rămân. Dar acum eu ce pot să zic, am văzut și eu, la mașină, când le bagi ele, ți le faci acolo, na, roata cum ți le face. Dar, na, asta e... Deci așa faci cu hainele. Da, cu hainele cam așa fac. Deci undeva eu mă duc la râu și acolo le spăl și le dau prin apă. Cum făcea odată bătrânii, că acum dacă bătrânii știu și cunosc treaba asta, deci bătrânii așa făceau, eu știu pe maica mea. Când făcea, deci se ducea pe râu, eu de acolo am învățat toată treaba asta. Deci le dădea pe râu la dea și la vale și le dădea și la dea și la vale. Care-i întrebarea aia haioasă? Apropo, hai să spun, stăteam într-o seară la masă cu cineva aici la tine în zonă și printre multe alte întrebări legate de tine și ce m-a întrebat, că mi-a venit râsul. Dar unde își face nevoile? Păi nu, că este și asta o întrebare, adică nu este ceva de râs, pentru că ce se întâmplă? Nu, scuză-mă că te întrerup, Laurențiu. Și eu i-am spus, la câta pădurea de mare este aici? Nu, ce se întâmplă? Să știți că și în privința asta, deci trebuie tot o ordine, să nu credeți că suntem toți oameni și toți avem nevoie de așa ceva. Deci sunt nevoi care trebuie făcute. Pentru că cât trăim pe pământul ăsta, așa se întâmplă. Dar... eu vă mai spun ceva, în privința asta, să vă spun cum stau lucrurile. Eu am citit Biblia și vă spun, poate dumneavoastră, nu știu dacă știți, o să spun acolo la reportaj. Deci în Israel, când au fost ei în pustiu, până ajunge în Canaan, deci erau tabără, era pusă tabără acolo, deci lor, gândiți-vă că li se dădea poruncă să nu cumva să vă faceți nevoile, deci scrie chiar alb pe negru, zice, să nu cumva să vă faceți nevoile, zice, în mijlocul taberei, zice, să vă duceți undeva, zice, mai departe, să nu vină mirosul ăla aproape acolo de voi, adică undeva se întâmplă ca microbul ăla să te afecteze. Și așa eu, de exemplu, acum ca să mă duc, am aici jos, aici, deci undeva, mi-a făcut o piatră, este o piatră așa mai înaltă și acolo așa, deci mi-a făcut eu locul meu ca acolo să... toaletă. Deci unde e toaleta mea acolo, în pădurea aici, există un răspuns. Mai jos, care... Pentru că ce se întâmplă? Deci niciodată nu poți ca să-ți faci un veciu sau na, nevoile, să-ți faci aproape unde stai tu aceea, pentru că ca să faci asta, undeva, ori trebuie să dai o creștere bună, o educație bună, ori trebuie să fii un om care nu ai judecată prea multă. Adică undeva trebuie să faci un loc al tău acolo, chiar unde te duci. De exemplu, ți-ai pus casa aici. Deci prima dată trebuie să gândești, bă, stai puțin aici, deci trebuie să mă gândesc prima dată unde mi-a făcut WC-ul. Că știți că așa se întâmplă prima dată. Ți-ai pus casa prima dată, WC-ul ți l-ai pus. Așa și cu mine aici. De exemplu, eu prima dată m-am gândit, bă, zic, stai puțin, deci aici fac eu pentru WC-ul. Uite că tot vorbim de zona asta ta frumoasă de aici. Chiar acum, în timp ce discutăm cu tine, sunt niște oameni pe aici care cam strică liniștea, să zic așa. Da. Sunt astfel de oameni care vin și strică liniștea pe aici prin zona asta. Da, 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 sunt mulți. Hai că își bagi joc de natură. Undeva să duc la chiermeză, să duc fac grătare, fac toate astea și cunoscându-mă și undeva, orică te disprețuiesc, orică te desconsideră, orică undeva sunt oameni răi. Adică cel ce, bă, ăsta e un nimeni, aceea ce, ia uite cine a ajuns să s-a de bucur, sunt oamenii ăștia pe aici care se întâmplă, poate să facă, maxim, acum, de exemplu, ei pot să aibă ură pentru faptul că, na, cel ce, că ia uite, bă, ăsta a venit iară și ajunge mare, nu știu cine, și venire ca să-i facă iar reportaj, pentru că mi s-a întâmplat treaba asta, au venit aici cu mașina și a zis, ce bă, a ajuns mare vedetă, după cum văd eu, nu, domnule, lasă, a zis că a fost atunci, a zis, s-a făcut un reportaj și gata, că acum nu mai sunt vedetă, a zis. Deci mi s-a întâmplat și treaba asta, pentru că nu poți, întotdeauna trebuie să eviți astea altercațiile și, na, cum să spun eu, schimbul ăsta de vorbe. Apropo de altercații, și asta am spus-o la toată lumea și le răspundeam prin comentarii. Tu stai în zona asta de 11 ani de zile. Da. Cobori între oameni, vorbești cu oamenii, stai cu ei la masă, muncești la oamenii în curte. Și cu toate astea nimeni n-a vorbit urât despre tine, că te-ai fi bătut cu cineva, că ai fi făcut scandaluri. Deci toată lumea a vorbit frumos de tine din acest punct de vedere. A zis, domne, omul stă la noi aici în comunitate și n-am avut niciodată probleme cu el de 11 ani de zile. P-
Păi, ce să vă spun eu, în privința asta, de exemplu, dacă chiar se întâmplă ca să simt că cineva, undeva, deci, gândiți-vă că eu simt, dacă cineva, deci îl simt că vrea să facă un rău, chiar dacă cobor în sat. Deci îl simt printr-o privire, îl simt prin câteva maniere care le are și atunci încerc să evit și să mă retrag aici sus. Că mulți mi-au spus că, dom'le, dar de ce te retragi acolo? E, pentru că aici, în natură, stând singur, atunci îmi adun eu gândurile și în același timp nu pot, încerc să nu pun ură pe om. Deci undeva trebuie să evit să pun ură pe om, pentru că omul e slab. Deci omul nu-și dă seama ce face atunci, orică e sub influența băuturii, orică poate cumva dintr-o gelozie sau poate dintr-o... Na, ce poți să știi ce îi se întâmplă omului? Și atunci eu încerc ca să nu ajung să pun ură pe omul ăla, până la o limită, dar acum se mai întâmplă și situații când poate, na, îmi duc am dat cu parul, dar poate l-am jignit verbal, că mi-au spus nu că jignesc verbal. Mai eu ce pot să zic eu în privința asta? Adică undeva te tolerezi și azi și mâine, dar dacă eu văd că tu ai un pic de neobrăzare sau undeva ești... Acum ți-l spun și eu din cuvinte, bă, nene, stai mă puțin că nu faci bine. Adică undeva, tu unde vrei să ajungi cu asta? Păi te gândești că stai puțin că eu te înțeleg, eu undeva îmi dau seama de ce vrei tu să faci acolo așa. Și atunci îi spun treaba asta, undeva încearcă și evită. Sau dacă nu încerc eu să plec de acolo așa. Și ai avut astfel de situații în care te-ai ridicat și ai plecat de la masă? Adică... Da, am avut situații când am plecat de la masă și am plecat nemâncat. Mi s-a întâmplat și treaba asta și am plecat chiar și de la o masă unde să bea. Deci unde eram la masă și beam și a început să evite altercații și eu gata, am plecat și m-am dus și mi-a văzut de treaba mea. Cu toate că omul poate să supără atunci și după aia poate în sinea lui, ia uite-l bă, fără ara al dracului, nu știu ce, pune, nu știu ce, face ăsta pe deșteptul. Ei, eu las pe om ca să judice după mintea lui, dar eu îmi iau măsurile mele de precauție. Și mă retrag eu atunci. Mă retrag, de ce să stau acolo să-mi dau în cap cu omul ăla sau undeva să se nască o ură împotriva în inima mea. Și atunci de ce să nu cer să evit? Zice că omul înțelept întotdeauna zice că pleacă primul sau omul înțelept întotdeauna zice, cum să spun eu, tace. Deci omul înțelept întotdeauna tace. Uite că vorbim de omul înțelept, sper să nu te supere întrebarea care vreau să-ți o adresez acum. Da, nu mă supăr, oricât, acum dacă pot, răspund, dacă nu, o lăsăm. Uite, de asta îmi place mie la tine, ești un om simplu, care vorbești din suflet și chiar ai răspuns la orice faci aici. Cu toate că ți-am spus, unii cred că am făcut la început regie, că nu e adevărat. Da, bun, da, ce vreau să te întreb, peste ani de zile, te-ai vedea să locuiești cu sora ta în casa părintească sau în apropiere de casa părintească, dar peste ani de zile, nu acum. Da, știu de unde vine discuția asta, pentru că probabil că ați vorbit cu verișoara mea și v-a spus treaba asta. Păi ce pot să vă spun acum, sora mea am iubit-o foarte mult și am ținut la ea foarte mult. Știu că ține la tine foarte mult. Ține foarte mult. Deci am ținut la ea foarte mult și pentru mine este singura ființă care pot să o iubesc și să rămână în inima mea, chiar dacă ar fi să mor mâine. Deci eu vă spun, dacă ar fi să mor mâine, mie nu mi-ar pare rău. Dumnezeu mi-este martor. Deci nu mi-ar pare rău. Cu toate că poate Dumnezeu mă ține viață, El m-a ținut în viață și aici, El m-a ocrotit și de oameni ăștia rei care vin pe cea cu tot felul de apucături, cu tot felul, cum v-am spus eu, că au zis ca să mă moare, au zis că să facă câte și mai câte prostii pe aceia care au zis ei, pentru că oamenii undeva sunt stăpâniți de puterea răului. Deci asta e situația, există puterea răului care acum lucrează cu... Și ce mă uit eu acum, că tu stai aici și pe mă te las să răspund la întrebare. O să filmez, dar să văd cum filmez ca să arăt la oameni. Tu ești aici și ai puteți să vă duceți să luați un flanel de acolo dacă vă este frig. Am flanel acolo dacă vă este frig. Tu vorbiți de credință. De exemplu, cei care pun acum muzică, au muzica dată la maxim exact lângă cruce. Ce să vă spun eu în privința asta? Nu știu dacă... Ce să vă zic eu, crucea nu este... Știu că ai spus... Este un obiect pentru mine care Domnul s-a murit pe el, adică nu e un obiect care să poți să-l iei ca ceva superior. Nu știu, deci după cum am citit eu și după cum am înțeles eu lucrurile, deci a fost un obiect josnic pentru Domnul și el a murit pe ea, deci vă gândiți-vă că a murit pe ea și acum oamenii au ajuns ca din obiectul ăsta și din lemnul ăsta care îl fac acolo să creadă că asta e puterea divină care e ceva sfânt. E, nu există așa ceva, de exemplu, omul se poate ruga în orice loc, că acum și asta pot să audă oamenii, de exemplu, mergând în oraș, la un institut.
ai o problemă de rezolvat. Și atunci mintea ta mergând, că să știți că puterea asta divină, atunci știe tot ce ai în minte, tot ce ai în inimă, tot ce ai în caracter, tot ce gândești, el știe de când te naști, știe până la sfârșitul tău, deci știe și când mori, știe generații întregi. Deci dacă vă dați seama, deci de acum 2000 de ani, deci puterea asta divină vedea până acum în ultima clipă și spunea, va fi rău, părinții se vor răscula împotriva copiilor, copiii își vor omorâ părinții, frații se vor scula împotriva altora pentru bogății, vor fi oameni avari, lacomi și spune tot acolo așa. Deci totuși, deci Dumnezeu care e puterea asta divină, el știe totul de la început și atunci gândiți-vă, el nu cunoaște gândul nostru atunci când te duce acolo, dar să ai inima sinceră. Dacă tu mergi acolo și inima ta ți este ca să, bă, stai puțin că mai am o afacere picoloasă și mă rog, Doamne, ajută-mă să fac cu tare că eu mai am încă o afacere picoloasă. Păi acum, eu vă spun pe Dumnezeu, nu-l poți prosti. Adică nu poți să-l iei ca pe o marionetă, că Dumnezeu nu-i mascotă, nu-i păpușă, nu-i marionetă. Deci Dumnezeu e o persoană care să poți să fii sincer cu el. Cum sunt eu cu dumneavoastră? Adică, bă, eu sunt sincer, eu spun, bă, asta sunt eu, ăsta sunt și în situația asta mă găsesc. Ei, cam așa vede Dumnezeu lucrurile. Și atunci când tu mergi pe drumul tău, poți să te rogi. Bine, acum este și rugăciunea aia care vine înaintea lui Dumnezeu în umilință. Na, te duci la biserică, ați văzut și dumneavoastră, poate la Lainiș sau la... Să duce și să pleacă omul pe genunți. Ei, aia înseamnă o umilință înaintea puterii divine. Deci când te-ai plecat pe genunți și ai spus o rugăciune sau cum ai făcut-o acolo, deci înseamnă că atunci Dumnezeu vede o umilință în tine și atunci își dă seama, bă, omul ăsta înseamnă că își dă seama de starea lui păcătoasă și atunci vine înaintea mea în umilință. Și atunci Dumnezeu privește cu alt ochi persoana respectivă. Și nu-i vorba de aia, dar îl ocrotește, îl călăuzește, îl ajută în viață. Ce este? Deci așa, dar în privința asta, ca să faci semnul crucii, dacă ești sincer, că eu vă spun că am făcut și eu treaba asta. Deci până la cunoaște Biblia, când eram eu copil, eram ortodox, eram... Și mămica am învățat, zice, bă, când pleci la școală, zice, să spun și tu Sfânta Cruce. Ei, noi nu plecam pe poarta, deci era poarta aici cum era, și noi până aici pe poartă stăteam acolo de-a porță. Și am, Doamne ajută-mă să văd că ar ce să mi-a fac prostie. Aveam ceva care spuneam noi atunci. Și după aceea plecam pe ușa afară. Dar când nu plecam pe poartă. Când te bagi noaptea aici la tine în pat, te rogi? Îți spui rugăciunea? Ce să vă spun eu în privința asta? Acum eu vorbesc cu... Adică undeva vorbesc și undeva ca Dumnezeu să fie conștient de ce vorbesc eu, pentru că el acum știe tot și ne urmărește în reportajul ăsta care îl facem. De multe ori se întâmplă ca eu să mă cer cu Dumnezeu. Deci se întâmplă Dumnezeu? Să mă cer cu Dumnezeu din cauza pentru că eu nu înțeleg anumite lucruri la el. Ce nu înțelegi? Sunt situații când Dumnezeu lucrează în mod diferit de cum dorim noi. Adică el undeva nu lucrează pe calea noastră omenească. Noi am vrea ca Dumnezeu să lucreze pe calea asta așa cum vedem noi. El nu. Spune că gândurile lui și planurile lui îs departe de planurile noastre. Și atunci eu nu pot să-l înțeleg. Și eu spun, Doamne, eu nu pot să mă rog la tine. Păi cum să mă rog la tine dacă nu te pot înțelege ce faci? Bun, păi îi spun așa cum vă spun dumneavoastră. Laurențiu. Păi, Doamne, eu nu te înțeleg ce vrei să faci. Uite. Așa ești cu Dumnezeu. Păi, Doamne, dacă eu nu te înțeleg ce vrei să faci, stai puțin, păi, da, tu ai spus că faci asta, păi tu n-ai făcut așa cum ai spus. Laurențiu, uite, din punct de vedere al tău personal, cu ce nu-l înțelegi pe Dumnezeu? Din punct de vedere al tău personal, legat de tine. Multe privință, odată în privința sănătății. Deci odată e sănătatea care nu undeva m-a ținut mulți ani în situația asta și am suferit mult și am trecut prin multe greutăți. E doar o carcasă, nu te să alinge de suflet. Dumnezeu. Păi mai avem grijă și de suflet, dar e vorba că de multe ori trebuie să ne folosim de trup ca să putem să trăim. Și se întâmplă și situația asta când să nu mai poți să mai apelezi la trup, pentru că trupul decade atât de mult și după aceea nu mai poți să mai ajungi să mai străiești viața. Și atunci mă supăr pe el și zic, Doamne, păi tu cum vrei să poți să trăiești eu pe pământ dacă tu, de exemplu, oasele mă dor, mâinile mă dor, minte nu mai am, corp nu mai am, păi zic, atunci tu ce vrei să fac în final? Tu în final cu ce m-ai ajuns pe mine? Că tu spui că ești doctor, tu ești Dumnezeu, tu ești care ai făcut omul, tu ești care ai sănătate. În final nu poți să înțeleg treburile astea. Asta, deci ar fi cu sănătatea. Altă problemă care nu înțelegi? Îți multe privință. De exemplu, situația că de multe ori el prin anumite împrejurări mi-a descris niște împrejurări prin care,
prin care mă va ajuta, dar de multe ori nu văd mâna lui băgată. Și atunci să spun, păi doamne, tu ai spus că faci asta, păi cum? Eu nu văd că faci treaba asta, păi în final tu mă ții tot aici așa și în final ce faci cu mine? În final tu mă lași aici până când mi-ai murit. E partea bună și până la urmă noi ne-am regăsit, dar ne-am întâlnit. Eu cu lui și cu tine. E un semn bun. Prin noi vin alți oameni buni care vor să te ajute. Și tot așa. E că tot de la Dumnezeu pornește legătura asta. Pentru că exact cum spune și Georgiana, după primul material, să știi că ne-au căutat oameni din foarte multe zone ale României. Mulți ne-au cerut și locația ta de aici. Nu am dat locația ta la nimeni și nu o vom da. Pentru că e bine să fie secretă. Da. Toată lumea știe că e județul Gorj, nimeni nu știe unde este locația, acum, dar poate așa lucrează Dumnezeu. Chiar și dumneavoastră că ați venit aici și ați ajuns să faceți reportajul ăsta, acum nu pot să spun eu că a fost de la sine venit sau, deci a fost dirijat de undeva și acum dacă dumneavoastră ați fost undeva călăuziți de undeva și ați venit și mi-ați făcut reportajul ăsta, acum eu ce pot să zic eu? Eu am o viață prea simplă și prea naturală ca să, cum zic câte unii, că acum gata, să vezi ce fac. Eu nu pot să fac așa, deci eu trebuie să aștept ca timpul să le rezolve pe toate, pentru că eu am avut o viață naturală, simplă și o viață trăită prea modest, ca să pot eu acum să încep să spun, de mâine voi ajunge așa sau de mâine. Nu, eu las vreme ca să le rezolve pe toate. De exemplu, mâine văd ce vreme vine, poi mâine văd ce vreme vine și de aceea intra concluzia final, ce pot să fac. Pentru că în final zice așa undeva în Biblie, zice, dacă vă gândiți voi pentru ziua de mâine, zice, faceți voi ceva, păi tu știi ce-ți aduce ziua de mâine, tu te mai scoli de cia, sau tu știi mâine unde o să te duci, tu poate zici că te duci nu știu unde și tu poate ajungi în altă parte. Exact. Și atunci lui bine să te mulțumesc, de exemplu acum știu, mă mulțumesc aici, am așternutul ăsta, am o gură de băutură să beau, mâncai ceva, mă mulțumesc că am să mănânc. Să mănânc și varza călită făcută de Georgiana, că e foarte bună, să știi, și fasolea, wow, ce bună e. Da, o să mănânc. Laurențiu, vezi că mi-ești dator un răspuns. Așa. Că nu uitai întrebarea. Așa. Vorbim oltenește, nu uitai. Da. Eu și așa, tot așa vorbesc. Pentru că, dacă am uitat, înseamnă că a fost ieri, alaltă ieri. Deci am uitat. Bă, deci înseamnă că uitai acum momentul. Exact. Dacă spui că am uitat, am făcut, înseamnă că ai făcut, deci a fost cu o zi, două înainte, sau a fost o perioadă de timp. Dar uitai acum, momentan. Deci așa vă rog. Noi suntem olteni acum, da, asta e mare de lege. Exact, înainte să vorbim despre credință, te-am întrebat dacă peste ani, nu acum, deci peste ani, te-ai vedea să stai în aceeași casă părintească cu sora ta, pe care tu o iubești foarte mult. Adică, nu știu, să vă faceți amândoi un rost acolo în gospodăria unde ați crescut împreună. Aceea nu pot să vorbesc, pentru că... De aia am și spus peste ani. Planuri pe care nu le pot eu undeva, nu pot eu să le dirijez. Sunt planuri care nu le pot eu dirija. Deci nu le pot eu dirija. Undeva noi oamenii ne facem planurile noastre din punct de vedere omenește, dar întotdeauna se întâmplă cum vrem noi. Că spune că, zice, voi oamenii vă faceți planurile voastre, dar de Dumnezeu aparține dacă voi le împlini sau nu. Dacă, zice Dumnezeu, băi, tu mâine vei muri, ce mai faci peste ani de zile? Eu vă spun, în Biblie așa spune, zicea. Deci era un bogat care și-a strânsese bogății, și-a strânsese aur, și-a strânsese bogății multe. Și a spus atunci Dumnezeu, nebunule ce ești, zice, cui rămân bogățiile astea? Aurul tău, argintul tău, cășile tale, vilele tale, cui rămân toate astea? Nu te-ai pus întrebarea că ți-au viața mâine? Și cui rămân toate astea? Ei, Dumnezeu te mai întreabă și treaba asta. Și atunci, de exemplu, eu pun problema asta. Dacă mi-aș pune în plan treaba asta, mă gândesc, bă, peste vreo un an sau doi sau trei, m-aș duce la sorul meu acasă. Dar mă gândesc eu, zice Dumnezeu către mine, bă, Laurențule, dar tu ți-ai pus întrebarea dacă eu te mai țin în viață sau nu. Deci așa spune Dumnezeu. Dar tu-ți dorești să te duci acolo? Peste ani. Ce pot să zic eu acum? Da sau nu? Atât. Eu acolo mi-a fost inima mea și viața mea. Deci eu vă spun, a fost casa mea unde rămâne sorul meu, acolo a fost situația mea, știe și mama și tata, pentru că le-am spus că de aici nici Hristos nu mă scoate. Ei, în final, Hristos a avut puterea să mă scoată de acolo. Pentru că datorită lui am plecat eu de acolo, datorită lui Hristos. Asta înseamnă că Iisus Hristos e. Deci, când spun că Iisus Hristos, înseamnă pentru că El a condus, a dirijat lucrurile în așa fel încât să mă scoată de acolo. Pentru că eu vă spun, acolo era inima mea, acolo era sufletul meu. Deci, pe mine nimeni nu mă scotea de acolo așa. Și tot acolo este inima și sufletul. Uite cum se seamănă. Sufletul
Și atunci ce pot peste să spun? Ani nu, vei vedea nu, 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 nu pot să spun treaba asta, pentru că aici aparține ceva supraomenesc. Eu spun, deci eu știu treaba asta cum sta. De exemplu, noi nu știm viața noastră cât este. Corect. Dumnezeu spune așa, zice, Laurențule, eu îți iau viața mâine. Eu intra mâine viața din tine. Ce ai făcut? Ce faci peste un an? Ce faci peste doi? Te duci acasă la tine? Dumnezeu mă întreabă acum. Ce dacă mi-au duhul ăsta de viață din tine? O să fii pe patul de moarte. Și atunci cine mai împlinește planul ăla tău? Exact. Și atunci eu spun așa, că nu pot să spun treaba asta. Atunci numai Dumnezeu este cel care rânduiește și care alege și care știe, bă, va fi așa, nu va fi, sau ce se va întâmpla, sau ce nu se va întâmpla. Pentru că eu trăind aici, a trăit tot prin credință. Gândiți-vă că dacă noi eu muream, mâncat de purși pe aici, muream mâncat de lupi, muream mâncat de urși. Deci vă dați seama că am avut situații foarte grele și deci eu nu pot ca să vorbesc acum că mai am și o parte a mea omenească și mai pot și eu să fac anumite lucruri. Le pot eu face, dar până la o anumită limită. Pentru că după aia intervine Dumnezeu și atunci spune, bă, stai puțin, pentru că tu nu trăiești de la sine, tu nu ești în viață datorită ție. Gândește că eu te-am ocrutit acolo, gândește că au venit oameni care să te omoare și atunci cine ți-a apărat ție viața? Păi oamenii care au venit pe aici, eu vă spun, au fost 10 mașini pe aici care au trecut aici așa. Și au zis, strigau ca nebuni cu alea ca să mă moare. Și atunci ce zice Dumnezeu? Ce atunci cine te-a ocrotit? Corect. Și atunci ce pot să spun? Că Doamne, tu ești care m-ai ocrotit. Și de acum încolo, chiar dacă vin oameni pe aici, nimeni să nu creadă că îmi va face vreodată rău aici. Deci nimeni să nu îi treacă prin minte vreodată că zice, bă, ha, pe ăla acolo, îi facem noi rău. Nu, deci niciodată să nu creadă cineva așa ceva. Pentru că Dumnezeu are metodele lui de îl dă cu el la pas, sau poate îl duce de nici nu-și dă seama ce face. Sau poate nici nu știe ce trebuie să privești pozitiv. Orice ar fi pozitiv. Nu, dar oricât de fiecare... Doar că putem, te vom susține. Și cei care își doresc, deja știu situația. Oricât sunt situații când pot ca să pot să mă bag în anumite situații, sunt când nu mă pot băga. Pentru că eu însăși viața mea, deci eu de multe ori n-aș vrea ca să o am așa cum o am acum. Deci eu n-aș vrea acum să fiu aici așa. Dar pe de altă parte, nici nu vrei să renunți la ea. Că totuși ai învățat aici. Că, păi, că asta îmi spunea și Georgiana acum să te întreb. Te-ai învățat cu viața de aici. Într-un fel, hai să vorbim încă o dată. Aici este casa ta. Aici este casa mea și eu trăind o viață naturală, eu v-am mai spus, nu mă pot adapta ușor la societatea modernă de acum. Că am mai spus și data trecută, poate nu știu dacă la reportaj. Deci eu nu mă pot adapta la viața asta modernă și la societatea asta agitată în care trăiesc oamenii acum. Deci eu undeva sunt nevoia să mă reculeg și să pot să ajung să undeva să nu capăt ura asta în mine. Pentru că trăind omul unul cu altul, ăla te jignește, ălaltul vrea să-ți facă rău și cât ai vrea tu să fii, să fii, cât de tare ai fi. Sunt nevoia ca să te retragi și undeva să te reculegi, să uiți de tot ce se întâmplă între oameni. Și atunci eu mă retrag aici și atunci aici mă pot eu reculege. Dacă vreți să venim într-o seară aici, ne primești cu tine. Și uite, ne-am mai gândit la o idee, dacă ești de acord, să venim într-o zi să ne plimbăm pe aici, că tu cunoști toate zonele astea frumoase, să ne plimbăm prin ele, să ne explici ce este pe aici. Când are timp, când ai timp. Și la muncă. Când nu, sâmbătă, duminica, când nu ești la muncă. Păi, ce pot să vă spun acum? Putem să mergem acum? Nu știu, probabil că nu v-a dus băiatul ăla de la... Nu ne-a dus. Nu ne-a dus Mihai. Nu știu cum îl cheamă, nu știu că nu-i prea cunosc numele, dar știu că el mai venea pe aici cu oameni care mai vorbeam. Acum nu știu dumneavoastră unde vreți să ajungi, adică cât să cunoaște... Stabilim împreună, Laurențiu. Ai vrea să facem lucrul ăsta? Acum, că eu ce pot să zic? Eu cunosc aici zona asta, munți, aici, cunosc toți munții aici, până la Baia de Aramă, cunosc... Eu am mers pe jos, eu vă spun, deci, acum dumneavoastră mergeți cu mașina, am mers pe jos. Am mers munți, am mers până Baia de Aramă pe jos, am mers la Rovinar pe jos, am mers până la Lainici, de aici până la Lainici. Pe jos? De aici până la Lainici? De aici până la Lainici, am mers pe jos, deci eu am sute de kilometri mers pe jos. Aoleu, eu abia merg până la colțul, la mine, la magazin. Da, deci am sute de kilometri mers pe jos și mergeam chiar câte 15-20 de ore fără întrerupere. Deci mergeam foarte mult pe jos și oricât cunosc zona așa în marea ei majoritate, dar acum dacă dumneavoastră doriți ca să vizitați... Stabilim împreună. Mergeți și atunci spuneți pe unde, cam pe unde vreți așa să ajungeți și unde vreți să mergeți. Laurențiu, mulțumim. Mulțumim mult. Sănătate multă. Să ne vedem data viitoare sănătoși și la fel plin de viață și cu multă speranță în suflet. Domnul să dea bine. Domnul să dea bine și să... Da, acum să fim sănătoși, că dacă suntem sănătoși, totul e bine. Și să fim în viață. Mulțumim, Laurențiu. Mulțumim mult. Sănătate, numai bine.